chiar mai despre învățătura despre credința mântuitoare din mărturisirea de credință pe care o studiem de ceva vreme. Și această învățătură, cu siguranță, suntem de acord fiecare dintre noi, că este elementară, este fundamentală, pentru că ea, în primul rând, nu afectează veșnicia omului. Dacă crezi, vorbind din punct de vedere uman, dacă crezi, ești mântuit, dacă nu crezi, nu ești mântuit. Dacă tu crezi că ai crezut, dar de fapt n-ai crezut, nu ești mântuit. Da? Mulți oameni cred că au crezut, dar n-au crezut niciodată cu adevărat. De aceea, a vorbi despre credința mântuitoare este fundamental în ce privește veșnicia noastră. În al doilea rând, este fundamentală pentru că probabil este învățătura sau una dintre învățăturile care este cel mai virulent atacată de Satana. Satana are tot interesul ca să nu avem o credință mântuitoare. De aceea Iacov vorbește despre o credință ca a dracilor. Da? Dacă citiți în Sfânta Scriptură, cele mai corecte afirmații doctrinare au fost răspunse de draci. Nu de farisei, nu de cărturari, nici măcar de ucenicii Domnului Iisus Hristos. Până când Dumnezeu, într-un mod tainic, supranatural, dă revelație lui Petru, când el declară tu ești Fiul Dumnezeului Celui Preanalt și Domnul Iisus confirmă că nu carnea și sângele au descoperit și Tatăl care este în cer. Da? Ea este importantă pentru că diavolul atacă violent. Este importantă pentru că afectează evangelizarea. Ceea ce credem, și eu cred că asta este motivul principal pentru care există atât de multe metode de evangelizare diverse. Pentru că oamenii au concepții diverse, diferite, multiple despre credința mântuitoare. Dacă convingerea ta despre credința mântuitoare, dau un exemplu, este că a crede înseamnă să fii convins de un adevăr, atunci evangelizarea va fi un fel de apologetică. Să-l convingi pe om că adevărurile pe care le spui tu sunt adevărate. Și dacă ai făcut asta, în momentul în care în mintea lui se face clip, dar Dumnezeu, cred că asta este adevărat, el a crezut, gata. Dacă pentru tine credința înseamnă, de exemplu, a-ți da acordul verbal, atunci tot ceea ce contează este să-l aduci pe unul la un punct în care el să spună da, sunt de acord. Că te-ai mântuit. De aceea există atât de multe metode evanghelistice care vor să-l aducă pe om la punctul în care să fie de acord sau să-și dea un accent verbal și așa mai departe. Deci ce crezi tu despre credința mântuitoare va influența în mod fundamental una dintre principalele slujbe ale bisericii, care este să se evanghelizeze. De asemenea, învățătura despre credința mântuitoare afectează viața bisericii. Afectează viața bisericii. Dacă învățătura despre credința mântuitoare este greșită, evanghelizarea va fi greșită, da? Botezul va fi administrat la cine nu trebuie, în nebralitatea bisericii vor intra persoane care nu trebuie să intre, persoanele acelea se vor ruga, vor cânta, vor predica, vor vota, s-ar putea să ajungă poate în conducerea bisericii, ceea ce se întâmplă în realitate, da? Cu alte cuvinte, misiunea lui Dumnezeu în lume este afectată de convingerea noastră despre ce este credința mântuitoare. Mă, practic vorbind, avem tot interesul să știm dacă am crezut vreodată cu adevărat în Domnul Iisus sau nu. Asta e cel mai practic lucru. Dom'le, am crezut vreodată în Hristos cu adevărat sau nu? De unde știu că am crezut? Și dragi cred, și sunt și eu. Asta e cel mai practic lucru. De unde știu că eu am crezut cu adevărat în Domnul Iisus Hristos? Dar îmi spui, da, așa simt eu, am avut o experiență, am ridicat mâna. Asta este egal cu zero. Este egal cu zero. Pentru că sunt mulți oameni care au făcut lucrurile astea și s-au dus în iad. Și Biblia spune, și Biblia ne arată, oameni care au avut tot felul de semne exterioare, de dovezi exterioare, cum că ar fi fost credincioși și n-au fost niciodată credincioși. De aceea este foarte important să vedem în această seară ce este credința. Să vă dau o definiție în cuvintele mele și după aceea ne voi uita și la ce spune mărturisirea, la ce spune Sfânta Scriptură și dacă definiția aceasta se potrivește cu ce spune Sfânta Scriptură. Credința este un organ spiritual. Da? În contrast cu un organ fizic. În contrast cu un organ fizic. Organul fizic este un organ care te ajută să te raportezi la lumea fizică. Organul spiritual este un organ care te ajută să te raportezi la lumea spirituală. Niciunul dintre noi de aici, da? Sper că n-ați văzut îngeri, pe Domnul Iisus, iaduraiu, sper că nu ați avut experiențe noastre. Dacă ați avut, o să vă stau de mă întâlnire cu fratele Mihai. Da? Să vă convingă că n-ați avut niciun fel de întâlnire, ci a fost o experiență a minții dumneavoastră, o fabulație a minții, da? Credința este un organ spiritual care e primit organul acesta pentru a te raporta la lumea spirituală, da? Pentru a înțelege, pentru a vedea, pentru a aprecia lumea spirituală.
Este un organ spiritual implantat în Duhul nostru. Cu alte cuvinte, în primul rând, credința nu este o activitate a sufletului. Ce înseamnă activitatea sufletului? Când gândești, este o activitate a sufletului. Când simți ceva, este o activitate a sufletului. Când hotărăști să faci ceva, este o activitate a sufletului. Deci când mintea ta, voința ta sau sentimentele tale sunt în mișcare, aia se cheamă activitatea sufletului. Credința atinge sufletul, dar nu este în primul rând o activitate a sufletului, ci este o activitate a Duhului. Duh care este mort până în momentul nașterii din nou. Da? Când organul ăsta, credința, ți este implantat în Duhul tău, deodată începi să vezi, să guști, să simți lucruri pe care niciodată nu le-ai experimentat până atunci. Da? Deci este în primul rând o activitate duhovnicească, pentru că este un organ spiritual implantat în Duhul nostru. E ca și cum tu te-ai fi născut fără o mână. Și la un moment dat cineva, printr-o tehnică noastră foarte dezvoltată, îți dă o mână. Și începi să simți ceva ce n-ai, sau să faci ceva ce n-ai făcut în viața ta. Tu nu ai avut mâna aia. Nu că a fost paralizată și n-ai folosit-o. Nu ai avut-o. Ți s-a dat și ți s-a dat și putere să folosești mâna aceea, da? Deci pur și simplu ți se dă mâna aceea, creierul tău acum e conectat la organul ăla și poți să-l folosești. Așa este credința. E ceva ce tu n-ai avut. Nu că a fost mort în tine, știai de acolo, vedeai că e inactiv și nu puteai să folosești. Și ai strigat la Dumnezeu, Doamne ajută-mă să folosesc mâna asta pe care n-am putut să o folosesc niciodată. Nu, credința nu este așa. Credința este un organ nou pe care nu l-ai cunoscut niciodată, care a fost implantat în Duhul tău. Da? De către Duhul Sfânt, nu de către tine. Deci tu n-ai făcut nimic. Pentru că este un organ spiritual, trebuie să fie implantat acolo de către Duhul Sfânt. Pentru că este un organ duhovnicesc, trebuie să fie lucrarea Duhului Sfânt. Și pretutindeni în Sfânta Scriptură, mi se arată că nașterea din nou, lucrarea mântuirii, este făcută total de către Duhul Sfânt. De către Duhul Sfânt. Este implantat în momentul nașterii din nou. Da? Tot reiau definiția. Credința este un organ spiritual implantat în Duhul nostru, de către Duhul Sfânt, în momentul nașterii din nou. Acela este momentul în care primim credință. Când suntem făcuți vii, noi reacționăm. Prin această credință, întreg sufletul este legat de Hristos. Adică mintea, conștiința, voința, sentimentele mele, toate sunt legate de Domnul Iisus Hristos. Așa încât, deci sufletul e legat de Hristos prin credință, într-un asemenea mod încât, și folosesc un limbaj metaforic acum, putem vedea, gusta, lua, accepta, primi pentru prima dată persoana și lucrarea răscumpărătoare a Domnului Iisus. Credința. Este un organ spiritual implantat în Duhul nostru de către Duhul Sfânt, da? Pentru a putea vedea, gusta, lua, accepta, primi cum vreți dumneavoastră, pentru prima dată în viața noastră, persoana și lucrarea răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos. Da? Pentru mântuirea noastră veșnică. Asta este credința. Foarte important, aș vrea să subliniez. Credința este un efect al nașterii din nou. Credința este un efect al nașterii din nou. De ce credința este un efect al nașterii din nou? Dacă înțelegi doctrina depravării omului, îți dai seama că omul nu poate să creadă. Unul anume place, această imagine a mortului spiritual. Biblia o folosește. Domnul Iisus Hristos spune, vine ceas și acum și veni, că cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu. Cum se audă mortul glasul Fiului lui Dumnezeu? Pentru că Domnul Iisus Hristos când vorbește, sunt niște vorbe, dar e și putere. Putere de viață. Da? Putere de viață. Credința este un efect al nașterii din nou. Dacă înțelegi doctrina depravării totale. Credința este un efect al nașterii din nou dacă înțelegi lucrarea și natura Harului Dumnezeu. Harul Dumnezeu în esență nu permite ca omul să facă primul pas. În esență Harul Dumnezeu. Harul Dumnezeu ia totul pentru Dumnezeu. Harul Dumnezeu dă toate meritele lui Dumnezeu. Dacă mântuirea ar fi așa. Radu, uite. Iadul, Raiul. Moartea, viața. Binecuvântarea, blestemă. Alege azi cui vrei să slujești. Eu am făcut primul pas. Dar factorul decisiv e la tine. Dar nu este har. Dar nu este har. Harul, el face primul pas, el inițiază, el generează, el organizează, el începe, el desăvârșește, el finalizează. Asta e natura harului. Ca să nu-ți lase ție nici măcar un cuvânt prin care să-ți atribui ție ceva. Dar Dumnezeu mi-a dat tot. Dar, dacă eu nu, nu har nu-ți dă voie să faci lucrul ăsta. În Biblie nu găsești nici măcar în zecile, sutele de versete despre mântuire, nici măcar un singur verset care să-ți dea ție măcar pentru un moment în viața ta să spui, Doamne, îți mulțumesc că te-am ales eu pe tine. Dar tu ai făcut o alegere. Tu te-ai pocăit, tu te-ai convertit, tu ai crezut, tu ai ales, tu ai hotărât, pentru că Harul te-a făcut să faci lucrurile acestea. Da? De așa natură este Harul Dumnezeu. Harul Dumnezeu
Lucrează într-un asemenea mod în nașterea din nou, încât generează credința noi. Da? Deci dacă din pricina depravării omului, nașterea din nou trebuie să fie înainte. Din pricina naturii Harului, nașterea din nou trebuie să fie înainte. Din pricina slavei lui Dumnezeu, dacă există ceva ce Dumnezeu își caută în mod continuu, în mod infinit, este slava lui. Dumnezeu n-ar fi permis, sub absolut nicio formă, ca în cea mai măreață lucrare din universul acesta, adică mântuirea noastră, noi să ne luăm o părticică micuță de acolo. N-ar fi permis. Imposibil. În natura lui Dumnezeu e imposibil. Dumnezeu, ascultați-mă, n-ar fi putut să facă o mântuire în care noi să facem primul pas. N-ar fi putut. Ar fi fost contrar slavei sale. Și dacă noi fi avut Biblia, Dumnezeu nu ți-ar fi dat Biblia, și ne-ar fi călăuzit sunt așa super, carismatic, nu a prin Duhul Sfânt, logica duhovnicească își cere să crezi că Dumnezeu nu poate să facă o mântuire în care tu să faci primul pas, în care tu să fii factorul decisiv. N-are cum! Că El își caută slava, așa e natura Lui. Nu Dumnezeu s-a gândit într-o zi, Doamne, știi ce? Eu vreau să-mi caut slava mea. Nu, El n-are cum decât să-și caute slava Lui. Că e singura persoană slăvită în mod infinit din univers. Și dacă ar căuta slava oricui altcuiva, El ar fi un idolat, n-ar mai fi Dumnezeu. El trebuie să-și caute slava Lui proprie. De aceea noi trebuie să căutăm slava Lui. Pentru că El e singura persoană slăvită într-un mod infinit. Pe orice altceva sau oricine altceva am căuta, am fi niște idolat, da? Din pricina slavei lui Dumnezeu, nașterea din nou, intervenția supranaturală a lui Dumnezeu, viața noastră, trebuie să fie prima. Apoi noi reacționăm. Apoi noi răspundem prin credință. Și în final, pentru că textele care vorbesc despre nașterea din nou și credință, așează nașterea din nou înaintea credinței. Vreau să observați chiar cum sunt prezentate, pur și simplu, lucrurile acestea împreună. Și practic, dacă te gândești la toți Sfinții lui Dumnezeu, la toți oamenii care au care au o convingere puternică a lucrării lui Dumnezeu în viața lor. La toți oamenii am observat verbal, vorbind cu oamenii aceștia, au recunoscut un moment miraculos, tainic, când Dumnezeu, din nu știu ce motiv, a lucrat în viața, în viața lui. Luați-o pe Radu, luați-o pe mine, luați pe cine vreți dumneavoastră, n-am, care s-a întâlnit cu Dumnezeu. N-are explicație. De ce acum și nu mâine? Ai o explicație? Nu are. Pentru că n-ai ce explicație să ai, că acolo a fost o hotărâre suverană a lui Dumnezeu ca la minutul cu tare să se întâmple. El a lucrat dinainte, te-a măcinat, te-a intrat într-un travaliu, te-ai chinuit, te-ai gândit, mânia lui Dumnezeu a fost asupra ta, a început să conștientizezi, a fost un travaliu. Dar nu știi de ce acum și nu mâine s-a întâmplat lucrul ăla. Sau de ce la ora 3 și nu la ora 4. Pentru că nu ține de tine, a fost o hotărâre a lui Dumnezeu. Și Sfânta Scriptură chiar așa prezintă textele. De exemplu, Efeseni capitolul 2. Ați observat cum e un text pe care trebuie să-l știm pe din afară, nu? Efeseni capitolul 2. Voi erați morți, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, măcar că era morți, ne-a adus la viață. De la versetul 1 până la versetul 7, de vreo 3 ori spune că ne-a adus la viață, ne-a înviat, ne-a adus la viață. Abia la versetul 8 spune că și prin har ați fost mântuiți prin credință. Întâi este lucrarea de înviere, nașterea din nou, și după aceea tu răspunzi cu credință, da? Sau, de exemplu, Ioan capitolul 3. Nu știu dacă ați observat prezentarea chiar din Ioan capitolul 3 în același fel. Domnul Iisus Hristos vorbește cu Nicodim. La versetul 1 până la versetul 13 vorbește despre nașterea din nou. Domnul Iisus Hristos trebuie să-i spună Nicodim, Nicodim, tot ce trebuie să faci e să crezi, tată. Dacă ai crezut, după aceea toate vin de la sine. Dumnezeu îți dă totul. Tot e așa o infinitate de bogății spirituale care s-ar prăbuși ca un potop peste tine, de binecuvântări, numai să crezi, să tot înțelegi balonul de binecuvântări și tot o vine peste tine, numai să crezi. Domnul nu-i spune așa. Domnul spune, voi spune suflet împotrivă grea. Păi cu ce mă încurajezi pe mine să crezi dacă spui cuvântul suflet împotrivă grea? Asta avea nevoie Nicodim. Nicodim a fi vrut o rețetă spirituală. Ce să fac? Să ridic mâna, să merg pe jos, să fac mătănii, să vin la altar, să-și pun mine peste mine. Ar fi făcut ceva. Și Domnul asta vrea să facă întâi în viața unui legalist fariseu ca Nicodim. Să-l convingă că nu poate să facă nimic. Atunci se exercită credința. Când Duhul Suflet te aduce la viață, abia atunci poți răspunde cu credință. Da? Și abia mai târziu începe să vorbească Sfânta Scriptură despre credință. La versetul 12 până la final vorbește despre cei care cred și cei care nu cred. Dar întâi vorbește despre nașterea din nou. Întâi vorbește despre nașterea din nou. Tit capitolul 3. Exact același lucru. Vorbește. Eram cum eram noi și spune, da, Dumnezeu care este bogat în îndurare ne-a mântuit. Și zice la un moment dat așa, nu pentru faptele noastre, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou, prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care l-a vărsat din belșug peste noi, pentru ca odată socotiți neprihăniți prin harul Lui, să ne facem un nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Nașterea din nou. Și acum zice așa,
Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri. Pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să fie cei din tâi în fapte bune. Deci întâi ai nașterea din nou, credința și după credință ce? Faptele bune. Așa și în Efeseni 2. Aceeași teologie. Ai învierea spirituală, credința și faptele bune. Versetul 8 Efeseni 2. Credința, prin har a fost mântuit prin credință. Versetul 10. Noi suntem în crearea lui, a fost înziditi în Hristos pentru faptele bune. Asta este înviere spirituală, credință, viață trăită în fapte bune. Peste tot Sfânta Scriptură prezintă lucrurile în felul acesta. 1 Petru, capitolul 1. Toate pasajele mari care vorbesc pe larg, da? Descriu mântuirea, toate au exact aceeași construcție. Toate. 1 Petru 1. Zice, aleșii care trăiesc ca străini, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, asta este nașterea din nou, separarea de parte, înnoirea lăuntrică, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Hristos. Ascultarea vine după ce m-a sfințit Duhul Sfânt. Și vorbește despre nașterea din nou, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnul nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos, din morți la o nădejde vie. Și apoi în versetul 5 spune, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de acolo. Sau de exemplu, 2 Tesaloniceni, dacă nu mă înșel, capitolul 3, versetul 13. Exact același lucru. Noi însă, frați preiubiți de Dumnezeu, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. Să ascultați. Ce e mântuirea? Însfințirea Duhului, nașterea din nou și credința adevărului. Dacă Duhul nu te ia și te pune deoparte, dacă nu suflă viață peste tine, mor pentru totdeauna. Poți să te chinui să crezi în ce vrei tu, mor pentru totdeauna. Șansa noastră este această doctrină. Este această doctrină. Că Dumnezeu face învierea spirituală înainte ca să credem noi. Înainte ca să credem noi. Acum, ce spune mărturisirea? Ce spune mărturisirea? Mărturisirea spune așa. Harul credinței prin care cei aleși sunt făcuți capabili să creadă spre mântuirea sufletelor lor, este lucrarea Duhului lui Hristos în inimile lor. Da? Mărturisirea spune că harul, că credința este un har care ne face capabili să credem spre mântuirea sufletelor noastre. Asta e harul credinței. Este o capacitate de a crede sau de a ne încrede în Domnul Iisus Hristos. Da? Noi nu avem acest organ spiritual prin care putem să apreciem și să primim lucrarea Domnului Iisus Hristos. Asta e primul lucru pe care îl spune. Credința este un har care ne dă o abilitate, o capacitate. Al doilea lucru pe care îl spune este că acest har este lucrarea Duhului lui Hristos. Duhul Sfânt, gândiți-vă la următorul lucru. Duhul Sfânt a fost trimis de Dumnezeu să-L proslăvească pe Hristos. Așa că Duhul Sfânt când vine în viața noastră, ceea ce face El este să ne dea organul spiritual care poate să-L perceapă pe Iisus. Cum îl proslăvește Duhul Sfânt pe Hristos în viața unui păcătos? Păi asta vine și face. Îi dă un organ spiritual, îi deschide ochii ca pentru prima oară în viața unui păcătos să vadă frumusețea Domnului Iisus Hristos. Să vadă lucrarea răscumpărării. Să o aprecieze. Să o iubiască. Da? Asta face Duhul Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt asta este. Lucrarea Duhului Sfânt constă în esență în a-L face pe un capabil să vadă, să aprecieze lucrarea Domnului Iisus. Că El e unic, că El e satisfăcător, că El e suficient. Că El e unica cale, că El este excepțional, că este suprem. Asta face Duhul Sfânt. Asta e lucrarea Duhului Sfânt în esență. El a fost trimis să-L proslăvească pe Fiul. Și asta face în viața noastră. De aceea spune și Scriptura, și mărturisirea, harul credinței este lucrarea Duhului lui Hristos. Al treilea lucru pe care îl spune este că de obicei credința vine prin lucrarea de predicare. Zice așa. Și pentru aceasta, în mod normal, se folosește de predicarea exterioară a Cuvântului. De ce spune în mod normal? Păi pentru că e posibil să citești Biblia, nu să o auzi predicată. Și să crezi în Domnul Iisus Hristos. E posibil să citești o revistă. E posibil unii au citit o filă de calendar. Cu meditație. Unii au citit o meditație de-a lui Spurgeon sau de-a lui știu cui. Și a fost un cuvânt pe care Dumnezeu l-a țintuit în inima lui și a dus nașterea din nou prin acel cuvânt. Da? În general, vine prin predicarea Cuvântului. Însă în toate cazurile, aspectul esențial care leagă toate aceste cazuri este Cuvântul lui Dumnezeu. Poți să te întâlnești cu cineva, să-i spui o vorbă, să găsească un grețel scris un verset. Dumnezeu poate lucra prin Cuvântul lui. Poți să explici cuiva un verset și să fie născut din nou. În toate cazurile acestea avem de-a face cu Cuvântul lui Dumnezeu. Da? Omul care nu poate să creadă să se așeze sub lucrarea de predicare a Cuvântului lui Dumnezeu. Degeaba stă acasă și spune, dacă naștere din nou înaintea credinței și eu nu pot să cred până când nu sunt născut din nou de Dumnezeu, nu are niciun sens, nu trebuie să fac nimic. Asta e prostie pură. Dacă tu știi
Că nașterea din nou, credința vine prin Cuvântul lui Dumnezeu. Pune-te sub lucrarea de predicare a Cuvântului lui Dumnezeu. Citește Biblia. Da. Asta poți să o faci. Poți să fii ateu ateilor. Poți să citești Biblia. Da. Poți să citești Biblia. Poți să faci lucrurile astea. Poți să vii la biserică. Să asculti Cuvântul lui Dumnezeu predicat. Apoi mărturisirea spune că această credință mântuitoare pe care o primim cunoaște grade de creștere și ea crește într-un anume mod. Ia auziți cum. Zice așa, de asemenea, credința este crescută și întărită și prin administrarea botezului și a cinei Domnului, prin rugăciune și alte modalități stabilite de Dumnezeu. Vreau să pun accentul, explicăm puțin cum crește credința prin administrarea botezului și a cinei. Și prin alte modalități stabilite de Dumnezeu. Credința nu crește prin lucruri inventate de noi, ci prin modalități stabilite de Dumnezeu. E ceea ce noi numim metode ale A. Cum crește credința prin botez, de exemplu? Dacă e un botez adevărat. În botezul acela ar trebui, la botezul acela ar trebui să predice Evanghelia. Și ar trebui să se explice ce înseamnă botezul ăla. Ce înseamnă botezul? Botezul arată lucrarea Domnului Iisus, că El a murit și a înviat. Dar mai arată ceva, că acea lucrare mi-a fost aplicată în ea. De-aia mă botez eu și nu altcineva în locul meu. Și botezul arată cum este aplicată acea lucrare mie. Păi eu sunt mort în apă, da? Deci s-a plecat acolo jos, sunt mort. Da? Mor față de trecut, față de păcat, sunt spălat, da? Ăsta e un simbol. Și sunt ridicat la o viață nouă. Ai nașterea din nou, învierea la viață. Și botezul este o ilustrație, o imagine închipuitoare, o icoană închipuitoare, un simbol pe care Dumnezeu mi-l pune constant înaintea ochilor noștri de fiecare dată când cineva se întoarce la Dumnezeu, ca să vedem Evanghelia până la urmă. Să vedem pe Hristos în botez, mort și înviat. Să mă văd pe mine mort și înviat împreună cu Domnul Iisus Hristos. Da? De aceea și botezul este o stimulare a credinței noastre. Un mod prin care Dumnezeu ne întărește credința, ne face să vedem vizual înainte ochilor noștri Evanghelia. Pe Iisus și pe noi împreună cu El. Și în a Domnului de asemenea. Deci este o violentare a conștiinței, ar trebui să fie. Și o rană pe care ți-o faci propriului suflet să refuzi această metodă a Harului, cina Domnului. Mie vă spun, zice, mi se pare una dintre cele mai bajocoritoare și prostești la propriu. Și prostești idei de a pleca de la cina Domnului, din nu știu ce motivele astea închipuite de oameni. Și îmi dă, stând și apreciind lucrul ăsta de mai multă vreme și gândindu-mă la lucrul ăsta, îmi dau seama că satana are tot interesul să te fugărească de la cina Domnului. De asta inventează atâtea motive ca să nu te duci la cina Domnului. Eu n-am văzut pe Duhul Sfânt nicăieri în Biblie dând motive oamenilor ca să nu meargă la cina Domnului. N-am văzut. Și dacă nu-i Duhul Sfânt, trebuie să fie satana. Trebuie să fie satana. Care să inventeze atâtea lucruri. Și nu vorbesc de adunarea noastră. Vorbesc în general de oameni care își spun credincioși. Pentru că prin cina Domnului, Dumnezeu ne întărește credința, ne crește credința. Mărturisiți dumneavoastră, au fost momente în care am venit la cina Domnului ca niște roboți. Dar și momente în care Duhul Sfânt ne-a mișcat într-un mod profund. Prin evenimentul acela al cinei Domnului. De ce? Că așa a ales El să lucreze. Este o metodă stabilită de Dumnezeu. Și spune aici, botezul, cina Domnului, prin rugăciune și alte modalități stabilite de Dumnezeu. Deci dacă eu spun, Doamne, mărește-mi credința, am puțină credință și nu mă folosesc de metodele pe care Dumnezeu mi le-a dat ca să mărească credința, atunci sunt un impostor. Sunt un ipocrit. Dumnezeu nu mărește credința, Dumnezeu nu mărește credința. Gata, mări credința așa, pur și simplu. Nu, El mărește credința prin tot felul de metode stabilite de El, cum ar fi și încercarea. Și acolo ne mărește credința. Ar fi rugăciunea când Duhul Sfânt ia Cuvântul lui Dumnezeu citit și ți-l aplică sufletul. Îți deschide ochii să vezi ce ai citit în Cuvântul lui Dumnezeu. Da? Deci credința vine prin metodele Harului. Mărturisirea continuă și spune așa, prin această credință, creștinul crede ca adevărat. Orice este revelat în Cuvântul lui Dumnezeu. Întrucât acesta, Cuvântul, reprezintă autoritatea lui Dumnezeu însuși. Deci, în esență, mărturisirea spune că temelia credinței este Cuvântul lui Dumnezeu. Deci e important ce spune mărturisirea aici. Că leagă credința de revelație. Puteți să vă citesc zeci de versete din Biblie, e clar credința legată de cuvânt. Da? Credința vine în urma auzirii cuvântului. Credința crește prin cuvântul lui Dumnezeu. E legat total de cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, dacă eu stau de seară și mă gândesc, zic, Doamne, în general, femeile care sunt operate în cezăreană stau 4-5 zile în spital. Eu cred că azi poate să vină acasă. Vindecată pe loc. Ce credeți? O să vină azi acasă? Nu, nici mă lasă, eu pot să dau cine... Mă scoate acum mătura de acolo. E o prostie. Dar mulți oameni asta cred în credința. Să crezi niște lucruri
Și stai să te gândești, hai să ne gândim, ce să cred? Și ce să inventezi tu? Zice, aia ar fi un lucru interesant să facă Dumnezeu. Cred! Proclam lucrul ăla. E o prostie, ascultați-o, e o prostie, nu-i credință. Aia poate să fie satanist, ocultist, spiritist, ce vreți dumneavoastră, pur și simplu fabulațiile minții mele. Credința trebuie să se așeze pe un teren solid. Care e terenul ăla solid? O promisiune de-a lui Dumnezeu. Ceva revelat în cuvântul lui Dumnezeu. Ar fi o fabulație minții mele. E o speculație minții mele. Poate o imaginație foarte bogată. Foarte bine folosește unde trebuie. Dar nu te duci în lumea spirituală cu asemenea bazaconii ale minții tale. Dar sunt promisiuni, slavă Domnului, generale ale lui Dumnezeu, orice concret în numele Lui vom primi. Dar avem și altă revelație a lui Dumnezeu. Care completează lucrul acela și care mă limitează. Doamne, aș vrea ca satana să fie mântuit. Doamne, fă de rușine păcatul și mântuiește-l pe satana. Nu o să se întâmple. Revelația lui Dumnezeu nu-mi permite să cred așa ceva. Aș putea să îndepitez și fiecare dintre noi. Am fi niște eretici prin excelență. Lăsând-ne imaginația noastră să debiteze tot felul de lucruri care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu. De aceea spune, în această credință, creștinul crede că adevărat orice este revelat în cuvântul lui Dumnezeu. Orice este revelat în cuvântul lui Dumnezeu. Auziți oameni care spune? Că citesc textul biblic și îl zice, n-aș putea să crede niciodată așa ceva. Ok, ai o problemă, ar trebui să spui mai multe întrebări. Sau oameni care zic, da, într-adevăr, ce spui tu e de cuvântul lui Dumnezeu. Dar trebuie să fii și călăuzit de Duhul Sfânt. Blasfemie. Blasfemie. Deci citeți, asta vă spun, o duaie de discuție apropie de felul acesta. Citești din cuvântul lui Dumnezeu și îl spune, da, dacă iau interpretarea cum o spui tu, așa e. Dar trebuie să crești. Dom'le, trebuie să te lași călăuzit de Duhul Sfânt. Adică, băi, mai lasă-mă cu treburile astea din cuvânt. Prea ești prea strict. Prea... Într-adevăr, dacă mă uit, cam așa scrie. Dar trebuie să fii călăuzit. Să accepti și noi suntem pro-călăuzirea Duhului Sfânt, dar Duhul Sfânt nu să mă călăuzească contrar cuvântul lui Dumnezeu. Adăugând la cuvântul lui Dumnezeu, da? Subminând cuvântul lui Dumnezeu. Călcând în picioare, Duhul Sfânt care a inspirat Scriptura sau care după aia în picioare. Suficiența cuvântului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt nu să facă așa ceva. De aceea această credință crede că adevărat orice este revelat în cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este un test important al credinței. Dacă citești Sfânta Scriptură și spui, dacă n-ar fi scris treaba asta aici, să știi că e o problemă cu mântuirea. Cu mântuirea e o problemă, cu credința mântuitoare. Credința mântuitoare îmbrățișează tot adevărul revelat al lui Dumnezeu. Credința mântuitoare, în esența ei, este punctul în care ai cedat pur și simplu la toate opiniile tale, ideile tale, ce ai crezut tu despre Dumnezeu, ce ai crezut tu despre tine. Crezi tot ce spune Dumnezeu. Oi, e cam oribil ce spune Dumnezeu despre mine. Este adevărat. Ai, n-am crezut că Dumnezeu e chiar atât de suveran. Este adevărat. Aia, n-am crezut că Domnul Iisus Hristos chiar vrea să facă lucrare eficientă. Am crezut că dragostea lui înseamnă asta. Nu este adevărat ce spune Dumnezeu. Păi nu-i trebuie dacă Dumnezeu taci, este adevărat ce spune Dumnezeu. Dacă Dumnezeu taci din gură, e adevărat ce spune Dumnezeu, nu dacă atât poveștile tale nevoitoare. Asta e credința. Credința se așează, se supune, se smerește. Doamne, tot ce spui tu este adevărat. Nu vii cu prejudecățile mele, distorsionez tot cuvântul lui Dumnezeu. Ce suntem inclinați să facem toți dintre noi, că suntem în firea pământească, ca apoi să zic, da, eu cred tot cuvântul lui Dumnezeu. Nu, tu crezi cu poveștile pe care tu ți le-ai imaginat că sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Pervertirile din mintea ta asupra cuvântului lui Dumnezeu. Aia crezi tu. Cum spune? Eu cred tot ce spune Biblia. Nu, tu crezi toate fabulațiile pe care crezi tu că se găsesc în Biblie. Că citești cuvântul lui Dumnezeu și spui, nu, nu poate să însemne asta, trebuie să însemne cu altceva. Și mintea va găsi că înseamnă altceva. Și aia crezi, de fapt. Ce-ai găsit tu care însemna cuvântul. Credința asta este în esență. Ea se smerește, se supune, ea cedează în fața autorității lui Dumnezeu și spune, Doamne, ce spui tu, aia adevărat? De asta oamenii au un șoc în nașterea din nou. Pentru că schimbă opinia despre ce au fost ei, despre ce este Dumnezeu, despre calea mântuirii. Cum ne-ar fi plăcut nouă să fie calea mântuirii? Un fel de Superman, Batman, să coboare, nu? Să vină frumos, să facă curățenie, așa, de au, Dumnezeu de asta ne trebuie. Așa avem un Hristos. Ce-și imaginau evreii? Asta și imaginau. Și Dumnezeu vine cu totul altceva. Era înainte ochilor lor Isaia 5:3. Nu era scos din Biblie. Era acolo înainte ochilor. Nu puteau să înțeleagă. Le era, spune Scriptura, ochii închiși. Nu puteau să creadă că se poate, cu calea mântuirii poate să fie așa ceva. Și asta este nebunie pentru lume, asta spune Biblia. De aceea mântuirea este în esență această supunere, această acceptare a autorității cuvântului lui Dumnezeu. Noi credem de asemenea, spune textul, în superioritate absolută a cuvântului lui Dumnezeu peste orice alte scrieri și orice altceva din lume, întrucât cuvântul lui Dumnezeu prezintă gloria lui Dumnezeu. Deci nu zice crezi doar tot ce spune Biblia.
Credința nu doar crede tot ce scrie Scriptura. Nu doar se așează sub autoritatea lui Dumnezeu, pentru că cuvântul este cuvântul lui Dumnezeu. Ci credința privește cuvântul lui Dumnezeu ca o carte unică. Noi nu interpretăm Biblia. Noi nu suntem bibliolatri. Acum trebuie să înțelegi de ce oamenii din trecut, când erau puține Biblii, le prețuiau într-un asemenea mod. De ce își vindea doi boi? Animale cu care își câștiga pâinea de fiecare zi, ca să-și ia cuvântul lui Dumnezeu, pentru că zicea, pâinea spirituală din casa mea este mai importantă decât pâinea pe care eu iau de pe câmp. E greu de pe care l-ați venit. Eu nu vreau să mor spiritual în timp ce îmi bagă în burduhan câte o felie de pâine fiecare zi. Eu vreau să trăiesc în primul rând spiritual. Că nu e inimaginabil. Câte Biblii avem pe casă? Ce versiuni? Le ține pe acolo? Dacă le citim? Fiecare dintre noi. Fiecare ne știm și trebuie să ne analizăm. De ce au avut ea? Pentru că găseau ea, asta e un fel de carte sfântă. Vuuu! Când ai disfăcut-o, se întâmplă miracole. Nu era asta o concepție mistică despre cuvântul lui Dumnezeu. Ci credința găsea în cuvântul lui Dumnezeu, ia uite ce spune, prezintă gloria lui Dumnezeu în atributele sale. Vezi pe moșul ăla care nu a avut nici două clase, care a învățat să citească pe Sfânta Scriptură, care noaptea lângă lumânare deschidea Sfânta Scriptură și avea o revelație a gloriei lui Dumnezeu pe care filozofii, cei mai înțelepți oameni a vremii, nu aveau. Nu aveau. Omul ăla în bordeiul lui, omul ăla în casa aia mică lui, sau cei care au fost persecutați în închisori când reciteau Daniel 3 sau Isaia 53 sau orice trei din Sfânta Scriptură, se umplea celulea de gloria lui Dumnezeu. De asta au prețuit așa cuvântul. Dar nu înțeleg. Ce nebune au trebuit să se bată cu comuniștii? Să împotrivească. Ce trebuie noi? Pentru ce? Pentru ce? Biblii? Pentru ce? Cărți? Lasă, Doamne, că Dumnezeu lucrează, dacă lucrează la păgâni, prin copaci, prin altele, cerul să uită cum teoria s-a mântuit, să uită și ei pe acolo, este un Dumnezeu, să închină, gata, s-a mântuit. Pentru ce o prețuit așa Biblia? Trebuie să ne trezim la realitate și să înțelegem ce este Sfânta Scriptură. Este locul în care, zice aici așa, se prezintă gloria lui Dumnezeu în atributele sale. Pentru asta e Sfânta Scriptură în primul rând. Nu ca să-mi fie mie bine în viață. Sfânta Scriptură în primul rând este ca să-mi prezinte gloria lui Dumnezeu. Că sunt într-o închisoare comunistă, că sunt în palatul regelui, că oriunde aș fi în lumea asta, pentru asta e Sfânta Scriptură. Să văd că există ceva suprem în universul ăsta și anume Dumnezeu. Superioritatea lui Hristos manifestată în natura și lucrările sale. Adică în Scriptură vezi frumusețea persoanei și lucrării Domnului Iisus Hristos și precum și puterea și plinătatea Duhului Sfânt în lucrările săvârșite de El. Pentru asta e Sfânta Scriptură. Să descopere gloria lui Dumnezeu Tatăl, superioritatea lui Iisus Hristos și puterea și plinătatea Duhului Sfânt. Adică Sfânta Scriptură este Cartea Dumnezeii, Cartea Sfintei Treimi. Pentru asta ne este lăsată Sfânta Scriptură. Credința contemplă în ultimă instanță, prin cuvânt, pe Dumnezeul Trinitate. Pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Asta este credința adevărată. De aceea nu poți să ai o credință adevărată fără să crezi în Sfânta Treime. Nu se poate. Nu se poate. Nu ai cum. Nu există pe ceva. Asta este o doctrină elementară. Nu ești eretic dacă nu crezi în necazul cel mare. Dar ești eretic dacă nu crezi în Dumnezeu al Domnului Iisus Hristos. Nu ești eretic dacă nu crezi în 7 de ani din necaz. Dar ești eretic dacă nu crezi în umanitatea perfectă a Domnului Iisus Hristos. Nu ești eretic dacă nu crezi în restaurarea Israelului. Dar ești eretic dacă nu crezi că Tatăl, Fiul și Duhul sunt una și totuși sunt trei persoane. A, păi nu înțeleg. Nu contează. Trebuie să crezi. Nu ți-am spus să înțelegi, ți-am spus să crezi. Dumnezeu ne cheamă să credem. Nu să înțelegem toate lucrurile. Cum aș fi aberație să crezi că ai înțeles Sfânta Treime. Sfânta Treime este infinită. Nu ai cum să o înțelegi. Trebuie să o crezi. Trebuie să o crezi, pur și simplu, da? De fapt, toate propozițiile pe care noi le rostim, afirmațiile despre Sfânta Treime, le rostim ca să nu fim eretici. Atâta tot. Nu ca să fi înțeles noi, ha, gata, acum am înțeles cum e Sfânta Treime. Măi, deștepte. Trebuie să-ți facă Sfânta Treime și țin locul acolo. Nu se poate așa. Imposibil. Este infinit în gloria lui Dumnezeu. Credința duce la ascultare de cuvânt. Spune mărturisirea ta. Astfel, credincioșii sunt făcuți capabili să se încreadă în adevărul pe care ei l-au crezut. Și să acționeze diferit față de fiecare pasaj sau verset din Sfânta Scriptură. Ia auzi. Sunt făcuți capabili să se încreadă și să acționeze diferit. Deci, dacă raportarea mea este prin credință la cuvântul lui Dumnezeu, fiecare text din Sfânta Scriptură, la un moment dat, în modifică nu doar crezul, ci modifică și practica. Adică sunt făcut capabil să cred și să acționez diferit. De aceea constant ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Ca să ni se schimbe o convingere și apoi o practică. Ca să ne încredem în cine trebuie și în ce trebuie și ca să acționăm cum trebuie.
Așa încât, zice așa, fiecare pasaj sau verset din Sfânta Scriptură trebuie să modifice crezul meu și practica mea. Să mă facă să cred diferit și să acționez diferit. Zice așa, dovedind ascultare de porunci, tremur la avertismente și îmbrățișarea promisiunilor lui Dumnezeu pentru această viață și în ce privește viața veșnică. Da? Asta face credința. Ne face să acționăm în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Apoi mărturisirea zice așa, că obiectul special al acestei credințe este Domnul Iisus Hristos. Însă principalele lucruri. Eu am folosit deseori expresia asta, doctrine importante și doctrine secundare. Toată Biblia e importantă. Și cartea, numele importantă, toată Biblia e importantă. Toată Biblia e importantă. Mi-a place expresia. Principalele lucruri ale credinței mântuitoare. Dar sunt lucruri principale și sunt lucruri secundare, nu ca importanță. Nu ca importanță, ci ca conținut pe care noi trebuie să-l primim pentru mântuirea noastră. Însă principalele lucruri ale credinței mântuitoare sunt acelea direct legate de lucrarea Domnului Iisus Hristos. A-L accepta și primi și a se baza doar pe El în ce privește justificarea, sfințirea și viața veșnică în virtutea legământului Harului. În esență, ceea ce e grozav la credință, la darul acesta pe care Dumnezeu ne-l-a dat, este că ea ne leagă de Domnul Iisus Hristos. Ca și cum ai fi fost orb, n-am alte imagini, ca și cum ai fi fost orb. Lumea îți povestește, Domnul, că ești copaci, că nu știu ce. Și ți se pare totul aberant. Nu ai nici măcar o secțiune pe creierul tău care să poată să-și imagineze cum sunt lucrurile alea. N-ai nici pipăit. Dar nu poți nici să miroși lucrurile pe care ți le spune. Ești total decuplat de lumea pe care omul ăla ți-o poate ne-ai numai urechi sau atât. Dar nici așa n-a trebuit să le. Dar nu ai organele alea ca să te relaționezi la lumea de care noi îți vorbim. Se pare total aberant. Se pare total aberant. Ce spune? Și deodată ți s-a activat de toate simțurile. Vezi culorile. Simți mirosul florilor. Auzi. Ce se va întâmpla acolo va fi o copleșire profundă a întregii tale ființe sub magnitudinea de informație care lovește toate simțurile tale. Ai impresia că atunci ai înviat, că atunci trăiești cu adevărat, nu? Că până atunci n-ai mirosit, n-ai auzit, n-ai văzut nimic. N-ai putut pipăi, n-ai putut să te reacționezi la lumea. Așa e credința. Credința este momentul în care Dumnezeu ne învie spiritual ca pentru prima oară în viața noastră să vedem cea mai grozavă persoană din univers pe Domnul Iisus Hristos în lucrarea sa răscumpărătoare. Pentru asta e credința. Pentru asta este credința, da? Obiectul, lucru special cu privire la credință nu este cât de mare e credința ta. Vreau să am o credință care să mute și munții. Aș vrea să am o credință care să vadă pe Hristos și să pun încrederea doar în El. Asta e credința pe care o vreau. Celelalte lucruri sunt importante, dar asta e cel mai important. Dacă aș vrea și o credință care să mute munții, n-am dragoste, zice zero. Bara. Zero. Asta e credința pe care noi, zice, îl iubim fără să fim văzut. Credem în El fără să fim văzut. Petru spune numai pentru capitolul 1. Asta e credința. Credința e organul spiritual pe care ți-l dă Duhul Sfânt ca să vezi pe Domnul Iisus Hristos. El este obiectul special al credinței mântuitoare. Da? Dar aici spune așa. A-L accepta și a-L primi și a se baza doar pe El în ce privește justificarea, sfințirea și viața veșnică în virtutea legământului Harului. De aceea v-am spus de un milion de ori deja în locul acesta. Că nu este suficient să crezi în Domnul Iisus Hristos ca să fii mântuit. Trebuie să crezi doar în Domnul Iisus Hristos ca să fii sfințit. Trebuie să crezi doar în Domnul Iisus Hristos ca să fii justificat. Trebuie să crezi doar în Domnul Iisus Hristos ca să fii răpit. Trebuie să crezi doar în Domnul Iisus Hristos ca să intri în cer. Credința mântuitoare nu înseamnă. Am crezut la început ca să-mi fie iertate păcatele trecute. De acum, frate, trebuie să tragem ca să ne țină Dumnezeu mântuire. Trebuie să tragem ca să fii răpiți. Trebuie să tragem ca să nu rămânim în necat. Trebuie să tragem ca să nu fim chinuiți. Trebuie să tragem că când ajungem la balanță să vedem dacă îți vrednic de mântuirea mea. Nu ești! Credința mântuitoare se uită la Hristos și spune comparativ cu lucrarea Lui și cu ce sunt eu, îmi dau seama că nu pot să contribui cu absolut nimic la mântuirea mea, la justificarea mea, la răscumpărarea mea, la iertarea mea, la răpirea mea, la intrarea mea în împărăția cerurilor. Cu nimic. Doar Hristos. Numai Hristos. Asta spune credința. Asta vede credința. Deci este un mare semn de întrebare când oamenii iau o mică părticică din mântuire, cum ar fi iertarea păcatelor și nici aia toată, ci numai păcatele trecute, și o dau Domnului Iisus Hristos. Și restul, sfințirea, răpirea, intrarea în veșnicie, toate lucrurile astea depind de mine.
Pentru mine este un foarte mare semn de întrebare. Mă întreb dacă oamenii au și-au văzut vreodată ticăloșia. Mă întreb dacă oamenii au înțeles vreodată ce e firea pământească. Ce e lucrul ăsta din noi? Parcă e mai rău decât diavolul. Că cu cât ne sfințește Dumnezeu, cu cât lucrează Dumnezeu, noi tot are pulsiu. Tot să luptă împotriva Harului lui Dumnezeu. Cum poate un asemenea să creadă măcar într-o secundă, cu o singură zi din viața lui, este pe baza faptelor lui? Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Credința mântuitoare vede totul în Hristos și se bucură de asta. Mă uit cu frică la faptul că Dumnezeu mi-ar da o singură zi în care să mă bazez pe mine. E groaz, nu aș putea să-mi imaginez așa ceva. Că Dumnezeu zice, fete, te mântuiesc eu. Dar ziua asta, din mântuirea ta, tu trebuie să o faci. Hai să te văd. Nu trebuie așa ceva. Nu vreau așa ceva. Că nu e posibil să fac așa ceva. De aia cred eu că Dumnezeu pe credincioșii lui îi lasă câteodată să facă niște trăznăi din astea de stămintea în loc. De stămintea în loc. Ca să înțelegi cine ești cu adevărat. De ce ești capabil. De ce ești în stare. Să te exorcizezi, să te curățești, să-ți curățești sufletul de orice idee care îți atribuie cumva ție ceva în mântuirea ta. A, la începutul totul e al Dumnezeu, totul har, Doamne, Tu ai făcut, slavă ție că m-ai scos. M-ai scos atunci, în trecut, dar de atunci, hai să arăți performanța. De asta avem viața pe care o avem mulți dintre noi. Că deși credem cu mintea, dar toată mântuirea este prin har. Trăim săptămânal, a, nu pot să mă rog. De ce? Păi am făcut lucrurile astea, cum să mă duc acum să mă rog? Trăire pe baza performanțelor. Am făcut lucrurile astea, cum să vin la cina Domnului? Trăire pe baza performanțelor. Am făcut lucrurile astea, cum să dau ochii cu frații? Trăire pe baza performanțelor. Nu trăire pe baza harului. Asta este realitatea. Asta este realitatea. Credința are ca obiect special pe Domnul Iisus Hristos, care este un mântuitor perfect, desăvârșit. Dacă vezi, un sfert din Hristos, aia nu este mântuire. Duhul Sfânt nu vine să se arate jumătate de Hristos. Nu vine. Duhul Sfânt nu vine. Ascultați-mă, niciodată Duhul Sfânt n-a mântuit un om spunându-i 10% din mântuirea ta e prin Domnul Iisus Hristos. După aia vedem noi ce-o fi. Nu a mântuit pe nimeni cu Evanghelia asta. Nu s-a pocăit nimeni cu Evanghelia asta. Absolut nimeni. Pentru că Duhul Sfânt nu are cum să onoreze o asemenea idee, o asemenea blasfemie despre Domnul Iisus Hristos. Nu are cum. Nu are cum. Credința se bazează doar pe har. Pentru că spune aici așa. Credința îl vede pe Domnul Iisus Hristos ca suficient pentru justificare, sfință, viața veșnică, în virtutea legământului harului. Harul, credința se leagă, se bazează doar pe harul lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu cred că Domnul Iisus Hristos îmi dă tot ce îmi dă doar pentru faptul că El a făcut o lucrare pentru mine și eu sunt total lipsit de merite în absolut toate lucrurile. Asta e harul. Dumnezeu a făcut un legământ cu Fiul Lui ca să fim mântuiți doar în baza harului. Doar în baza harului. Apoi spune, credința are diferite grade de manifestare. Zice mărturisirea așa, această credință poate fi diferită în mărime de la o persoană la alta. Și cu siguranță lucrul ăsta poate fi mai slabă sau mai puternică. Și cu siguranță lucrul ăsta este adevărat, pentru că gradul de creștere a credinței, viteza de creștere a credinței, depinde de folosirea metodelor harului. Da? Gradul de creștere a credinței depinde de folosirea metodelor harului și de revelația spirituală de care ne face parte Duhul Sfânt. Da? Ea depinde și de exercitarea acelei credințe. Dacă eu am o credință autentică, dar o exercit rar, da? Greu. Credința nu va crește. Ea nu crește automat, focus focus. Da? Nu crește așa. Deci această credință, zice, poate fi diferită. Mărimile la o persoană de alta poate fi mai slabă sau mai puternică, dar ea urmă. Totuși, chiar și la nivelul cel mai slab, este diferită natura sau felul ei de credința și harul comun al credincioșilor temporar. Pe scurt, și oamenii din lume pot să aibă credință. Ascultă Evanghelia, poate ce spune despre Dumnezeu și așa mai departe, spune, cred și eu. Credința e total diferită de cea mai slabă credință a aleșilor lui Dumnezeu. De cea mai slabă credință a aleșilor lui Dumnezeu. Pentru că credința aia nu este darul lui Dumnezeu. Este o credință a minții, a sentimentelor, o credință mișcată de o conștiință rănită, care e fluctuantă, care azi e, mâine nu mai e. Da? Credința aceea, oricât de grozavă ți s-ar părea, este nimic în comparație cu credința unui copil al lui Dumnezeu, care e foarte slabă. Foarte slabă. Da? Deci credința adevărată este mai importantă. E ca și cum ai spune așa. Ai un om foarte puternic, mare, cu mușchi, frumos, dar mort. Și ai un om handicapat, lovit, sărat, orb, gol, ce vreți dumneavoastră? Distrus, dar viu.
Ăla nebun decât de la mort. Ăla nebun decât de la mort. Așa este un copil al lui Dumnezeu care, deși are credința slabă, are totuși o credință vie. O credință care se agață de Domnul Iisus Hristos. Prin urmare, deși poate fi frecvent atacată și slăbită, credința autentică este biruitoare și crește. Este biruitoare și crește. Deci, indiferent cât de multe atacuri ar fi, și sunt atacuri din partea firii, din partea lumii și din partea diavolului, totuși, credința aceasta va fi mereu biruitoare, da? Lumea, firea, diavolului să luptă împotriva credinței noastre, să nu ne găsim satisfacția doar în Hristos, să nu depindem doar de Hristos în toate lucrurile, să nu căutăm să vedem mai mult pe Domnul Iisus Hristos, să nu folosim metodele Harului prin care îl cunoaștem mai mult pe Hristos, dar firea, lumea, diavolului să luptă împotriva credinței noastre. Totuși, deși puternic atacată, poate să fie slăbită, ea este mereu biruitoare. Și apoi spune, credința aceasta este baza siguranței mântuirii. Ia uite ce spune. Deși poate fi atacată, slăbită, în multe persoane ea este biruitoare și crește până când ajunge la deplină siguranța mântuirii prin Domnul Hristos. Zice, multe persoane, nu toate persoane. Pentru că poți să ai credință fără să ai siguranța mântuirii. Corect? Poți să ai credința autentică, dar să nu ai siguranța mântuirii. Nu ești sigur de mântuirea ta. Sunt două lucruri distincte, să știți. Faptul că cineva nu e sigur de mântuirea lui, că e în dubii, și pentru mulți dintre noi ar trebui să fie adevărat lucru, să avem dubii în alea sănătoase, uneori, Dumnezeu nu ne dă siguranță în păcat. Dumnezeu ia bucurie. Ia sentimentul părtășiei cu el. Ia sentimentul prezenței Duhului Sfânt că trăim în păcat. Da? Totuși, zice, în multe persoane, credința asta poate să ducă la deplina siguranța mântuirii. Dar spune așa, prin Domnul Hristos. Deci, cum, pe scurt, cum, care e cea mai scurtă cale directă biblică de a ajunge la siguranța mântuirii? Simplu. O care ar fi, de exemplu, să-ți analizezi viața. Văd de mine roadele Duhului Sfânt. Văd de mine lucrarea Harului lui Dumnezeu. Poate sunt într-o perioadă foarte slabă și spun nu. Atunci mă uit la o perioadă mai lungă din viața mea și deși creșterea a fost foarte bine, totuși există o creștere acolo și zic, sunt mântuit. Asta e calea lungă, calea grea și calea de multe ori care nu duce la siguranța mântuirii. Pentru că un sfânt, cu cât devine mai sfânt, cu atât primește mai multă lumină spirituală asupra păcatelor lui. Și se vede mai mare ticălos. Cea mai scurtă cale este să te uiți la acela care te-a mântuit. La Domnul Iisus Hristos. Asta e cea mai scurtă cale de a avea siguranța mântuirii. Să te uiți la El, El să lumineze asupra ta și ăsta este modul în care primim siguranța mântuirii. Și ultimul lucru spune așa. Să ne uităm la Iisus Hristos, așa primim deplina siguranța mântuirii, care este atât autorul, cât și desăvârșitorul credinței noastre. Da? Începem să credem, știți când începem să credem? Asta e ca și căsătoria. Numai că există o diferență mare. Începem să credem când prima dată, sau prima dată, am văzut persoana de care ne-am îndrăgostit. N-ai văzut. Atunci s-a părut cea mai frumoasă. Doamne, din zeci de fete, una mi s-a părut frumoasă. A, nu m-au tras alții. Una mi s-a părut frumoasă și a luat o decizie pe care nu ți-o mai schimbă nimeni. Poate să vină lumea să spună povești de muritoare despre ea cum a fost. Domnul, el se duce, mulți dintre ei săraci, ca boul la măcelărie. Că lui s-a părut zâna zânilor. Da? După aia, lucrurile se schimbă. Relația cu Dumnezeu nu este așa. Relația cu Domnul Iisus Hristos nu este așa. Este un moment în care Duhul Sfânt îți dă organul spiritual, ți-l arată pe Domnul Iisus Hristos ca cea mai extraordinară ființă din tot Universul, care și-a dat viața ca să te mântuiască pe tine, cea mai urâtă ființă din tot Universul. Hristos și-a arătat frumusețea Lui, așa am fost mântuit. Nu că l-am căutat noi, nu că am umblat noi după El, nu că l-am pus la studiu, hai să vedem, Domnul Iisus este cel mai extraordinar, nici vorbă. El a strălucit cu o frumusețe irezistibilă, ne-a tras inimile către El, ne-a cucerit. Și El este același care continuă să lumineze noi prin toate vicisitudinile vieții acesteia, prin toate circunstanțele nefavorabile în vieții acesteia și ne târie cu frumusețea Lui până la capăt. Ne atrage cu frumusețea Lui până la capăt. Ni se arată, chiar în cele mai grele momente din viața noastră, cum este El de extraordinar, suprem, unic, glorios, excelent, infinit. N-ai cuvinte să-L descrii. Ne atrage El și așa ne duce până la capăt. Credința înseamnă organul acela spiritual care te face să cedezi la toate căile de mântuire, la toate celelalte metode de mântuire, la toate celelalte opțiuni și să spui Hristos numai El. Îl iei pentru tine, îl dorești pentru tine, îți găsești fericirea supremă în El, îți găsești satisfacția în El, este cel mai excelent, cel mai grozav pentru tine, totul superlativ la El.
Da? Când te uiți la el, vorbești numai cu pleonasme. El e totul. Nu ai cuvinte să descrii ceea ce găsești în Domnul Iisus Hristos. Asta este credința mântuitoare. Adică, n-ai înțeles nimic din ce ți-am explicat. Credința ceva miraculos. Ceva tainic, ceva supranatural. Trebuie să experimentezi ca să poți să spui, băi, nu pot să-ți explic cum e. Trebuie să treci cu treaba asta ca să... Da? Acum noi, știți cum stăm, stăm la picioarele muntelui Everest și încercăm să explicăm firul 4 de ani. Când acolo ai o infinitate de ani ca să spui tot din ce e construit acolo și ce se întâmplă. Da? Chiar așa e în fața gloriei Domnului Iisus Hristos.